Iată schimbările climatice și arată efectele asupra anotimpurilor de la noi din țară și cu toate că eram obișnuiți ca în iulie, luna lui cuptor, să ne topim chiar și la umbră, se pare că zilele cu recorduri termice maxime înregistrate în vară apar chiar și în august, în ultima parte a verii. Concluzia, veri mai lungi și temperaturi anormal de mari în sezonul rece. Un subiect pe care îl discutăm în această dimineață cu doamna Elena Matescu, director executiv ANM. Doamna Matescu alături de noi, să rămâne, bună dimineața! Bună dimineața! Vă mulțumim pentru prezență! Iată, remarcăm, eu la nivel subiectiv, poate un nepriceput, remarc că verile s-au lungit, ajungem tocmai în sezonul rece să avem temperaturi de 20-25 de grade de Crăciun. Și uite așa, concluzia, e un decalaj al anotimpurilor în România. Putem să vorbim, da, de schimbări în ceea ce privește temperaturile și evoluția regimului condițiilor climatice, mai ales în sezonul de tranziție, adică să avem veri prelungite în anotimpul de toamnă sau ierni prelungite în anotimpul de primăvară sau vara să vină mai devreme primăvara, așa cum s-a tot întâmplat în ultimii ani și în țara noastră. Și dacă luna lui cuptor nu a adus temperaturi care să caracterizeze o lună foarte călduroasă din punct de vedere termic în acest an, aceasta nu înseamnă că nu vorbim totuși de o evoluție în parametrii normali sau chiar mai cu temperaturi care să aducă în atenție o lună mai caldă decât în mod obișnuit. Pentru că ultimele două zile din luna lui cuptor au confirmat evoluția regimului de temperaturi, înregistrând și niște recorduri în ceea ce privește temperaturile de 37 și 38 de grade Celsius înregistrate în sudul și sud-estul țării, la 8 stații în data de 30 iulie, depășind recordurile pentru ziua de 30 iulie, ca fiind cele mai ridicate valori de când se fac măsurători în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. Sigur că ultima lună de vară, august, este mult mai stabilă din punct de vedere al instabilității comparativ cu cea mai ploioasă lună a anului iunie, dar așa cum arată datele la acest moment, este posibil să mai înregistrăm evenimente notabile din punct de vedere meteorologic, cel puțin la nivelul zilelor călduroase, pentru că estimările pentru această lună, pentru următoarele 4 săptămâni, indică valori de temperaturi mai ridicate, în special în partea de sud și sud-est a țării. Săptămâna cea mai caldă pare a fi la acest moment, săptămâna 17-24 august. Concluzia pentru cei care ne urmăresc și probabil încearcă să afle cum va fi vremea în perioada concediilor din august este că va fi o vreme bună, vom avea o lună august călduroasă, am putea să-i spunem de acum să schimbăm tradiția un august de cuptor, să nu fie doar iulie luna lui cuptor. Da, dacă luăm în considerare fiecare săptămână și chiar săptămâna aceasta 3, 8 august, 10, 17 august, 17, 24 august și nu în ultimul rând 24, 31 august, mai ales pentru zona de sud și sud-est a țării, temperaturile sunt mai ridicate decât normele climatologice ale acestor săptămâni, iar din punct de vedere a regimului de precipitații, în special o tendință spre deficit în primele două săptămâni, de-abia în ultima săptămână, dar până atunci mai este și cu siguranță actualizările vor putea să confirme ceea ce se va întâmpla în ultima săptămână, o tendință spre excedent în partea de vest, centru și nord a țării. Și pe termen scurt, dacă ieri am înregistrat cel mult 32 de grade Celsius la câteva stații din partea de sud-vest a țării, de astăzi temperaturile sunt în creștere, vorbim din nou de temperaturi, mai ales în sudul extrem, în lunga Dunării, 33-34 de grade Celsius și de la o zi la alta, mai ales în până de joi, din nou aducem în atenție praguri de peste 35 de grade Celsius și disconfort termic în creștere. Doamna Tăiescu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența alături de noi în această dimineață.